iarbă și dealul frumoase am văzut. Dar niciun deal din lume nu m-a tras așa, acela cărui nume se cheamă Golgota. Dar niciun deal din lume nu m-a tras așa, acela cărui nume se cheamă Golgota. Acesta nu se înalță cu vârful până la cor, Yeah.
Thank you.
Iisus cu pastorul și vai de cel ce l-a găsit pierdut cu sufletul. O lumea asta de nevoi cum a orbit acum, că ziua de apoi a târziat pe drum. O lumea sta de nevoi cum a orbit acum, crezând că ziua de dar suntem în contextul acesta și este de mare importanță lucrarea Duhului Sfânt. Și în această zi, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc despre roada Duhului Sfânt și despre darurile spirituale, care sunt în contextul acesta al lucrării Duhului Sfânt. Ce este Duhul Sfânt? Cred că trebuie să pornim de la acest
această întrebare, să avem un răspuns, să știm ce este Duhul Sfânt. Unii spun că e un fior, că e ceva care îl simți la rugăciuni. Unii spun că este porumbelul, alții spun că este focul. Duhul Sfânt este o persoană divină, care împreună cu Tatăl și cu Fiul formează Trinitatea, Dumnezeirea. Slăvit să fie Domnul! Și noi așa învățăm că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Am spus de atâtea ori de aici și mai repet lucrările cele mai importante sau cele patru direcții și aș vrea să le învețe și tinerii, dar și copiii pe care le face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt convinge de păcat. Să știți că niciunul de aici n-a venit la pocăință, la mântuire, că am fost mai bun ca alții, că am fost mai istes ca alții, că noi am avut înclinație spre spiritual. Nu! Am avut fiecare un moment în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a atins inima, ne-a făcut sensibil, ne-a convins, ne-a arătat că suntem păcătoși, că avem nevoie de iertare, că avem nevoie de mântuire, că avem nevoie de Dumnezeu. Acela a fost Duhul Sfânt care ne-a cercetat. Slăvit să fie Dumnezeu! Poate și dumneavoastră ați văzut oameni care au spus: am fost într-o biserică de pocăiți și am început să plâng fără să vreau. Știți de ce? Pentru că a fost atins de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt te face sensibil și plângi în prezența lui Dumnezeu. O a doua mare lucrare pe care o face Duhul Sfânt este nașterea din nou. E o condiție a mântuirii, frați și surori, nașterea din nou. Biblia spune că nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Biblia ne învață că nimic firesc, firea pământească, nu va moșteni în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi este nevoie de această schimbare deplină, de această naștere din nou. Știți dialogul pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut cu Nicodim în Ioan și i-a spus: dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fie un moment în care Duhul Sfânt să facă din noi o făptură nouă. Amin. Și cuvântul Domnului spune: cele vechi s-au dus, trăim o altă viață. Aceasta se numește nașterea din nou. Apoi o a treia lucrare și latură măreață a Domnului, a Duhului Sfânt, este botezul. Duhul Sfânt împreună cu Iisus Hristos, Domnul, aduce în viața omului această cufundare, că botez înseamnă cufundare. Și botezul cu Duhul Sfânt nu se repetă în viața unui om. Este un moment când Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, botează omul. E o experiență unică în viață. E o cufundare în Duhul Sfânt, așa cum la botezul în apă este o cufundare în apă. Și apoi, de mai multe ori, după cum Dumnezeu hotărăște și după cum noi ne apropiem de Dumnezeu, sigur că sunt mai multe reîncărcări cu Duhul Sfânt. Și ale trebuie să fie mereu și mereu în viața noastră o reumplere a vasului. Vă aduc aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos practica. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ziua predica norabilor și noaptea se retrăgea la rugăciune. Căci avea nevoie de putere de la Dumnezeu. Vă reamintesc când i-a luat pe cei trei și s-a dus în grădina Ghețizman, s-a pregătit pentru marea jertfă pe care a adus-o pentru întreaga omenire, s-a rugat înaintea lui Dumnezeu
Și Biblia spune că a venit un înger al lui Dumnezeu să-l întărească. Și noi avem nevoie să fim reumpluți cu puterea Duhului Sfânt și mă rog Dumnezeu să lucreze în adunare. Și a patra lucrare care este continuă în viața fiecărui credincios este sfințirea. Fraților, niciunul de aici încă n-am ajuns la desăvârșire. Niciunul dintre noi nu putem să spunem că suntem sfinți și nu mai încape sfințire în viața noastră. Și Duhul Sfânt e Cel ce ne ajută în slăbiciunile noastre, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Căci uneori nici nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. El se roagă pentru noi, mijlocește, este mijlocitorul pe pământ împreună cu biserica, lucrează la pregătirea miresei lui Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți să vedem în această zi darurile spirituale și roada Duhului Sfânt. Dacă ne-am uitat înainte de a intra în acest subiect, la textele pe care le-am citit, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 5, că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Versetul 8. Și voi veți primi o putere. Duhul Sfânt este o putere. Noi dacă suntem temple ale Duhului Sfânt și Duhul Sfânt locuiește în noi, acolo este puterea lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să fie diferență într-un om care îl are pe Dumnezeu, care îl are pe Duhul Sfânt și cel ce nu îl are. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și apoi puteți să fiți martori în Ierusalim, în Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. M-am uitat la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în următorul text. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, e la versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, el se afla în casa lui Corneliu, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamul. Cum au văzut? Cum s-a știut lucrul acesta? Și versetul 46 ne lămurește. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Semnul botezului cu Duhul Sfânt, așa credem, așa o predicăm din Biblie, este vorbirea în alte limbi. Și dacă ne uităm în al treilea text pe care l-am citit, când apostolul se întâlnește Pavel, cu cei ce au primit botezul lui Ioan, fapte 19, de la versetul 2, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut, ei i-au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez a fost botezat, le-a zis el, și ei au răspuns cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului, să creadă în Cel ce venea după El, adică în Iisus. Și oamenii aceștia, convinși de Duhul Sfânt, au acceptat nu să se mai boteze încă o dată. Pentru că vorbim de un botez al pocăinței, un model de botez pe care Dumnezeu l-a descoperit prin Ioan Botezătorul. Dar Ioan le-a spus, o să vină unul mai mare decât mine, Mielul lui Dumnezeu, El ridică păcatele lumii întregi. Voi va trebui să vă botezați în numele Lui. Și spune Biblia, când au auzit de aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei,
Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. S-a văzut semnul acesta când Duhul Sfânt s-a coborât cu putere peste ei. Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne uităm la darurile Duhului Sfânt. Vreau să citesc din Galateni, capitolul 5, un text foarte cunoscut de noi, de Biserica Pentecostală, de la versetul 22. Citim despre roada Duhului. Roada Duhului, dimpotrivă, este prima și cea mai mare, dragostea. Și în atâtea locuri găsim în Scriptură că Dumnezeu nostru este dragoste. Este dragoste. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Și apoi, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, ceea ce ne-a îndemnat fratele Avram astăzi, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Că ești bun și faci bine, nu te condamnă nimeni, niciodată. Că ești blând, că ești credincios, că ai răbdare, nimeni nu te condamnă, nicio lege omenească măcar. Asta este, să spunem, roada Duhului Sfânt. Sunt lucruri care fac parte din Duhul Sfânt. Și vreau să spun pentru cei ce trec pe la Amvon, peste tot cuvântul Domnului ne vorbește despre o roadă a Duhului Sfânt. Noi uneori, poate și prin exprimare, fără să ne dăm seama, spunem, trebuie să avem roade. Roada e una. În roada aceasta sunt cuprinse aceste lucruri dumnezeiești. Dar roada e una, e roada Duhului Sfânt. Haideți să vedem ce sunt darurile Duhului Sfânt. Am spus că vom vorbi despre darurile spirituale și despre roada Duhului Sfânt. În 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 4. Și aici e o diferență. Ele sunt toate tot sub călăuzirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Duhul se ocupă de daruri. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. În ceea ce privește slujbele, Iisus Hristos, Domnul, este cârmuitorul prin Duhul Sfânt a slujbelor. Sunt felurite lucrări, este același Dumnezeu, Creatorul, care a făcut cerul, pământul, lucrările care se văd și nu se văd. Este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și mai departe spune cuvântul așa, și fiecăruia, vreau să accentuiesc, să nu spună nimeni că pe mine nu m-a cercetat Duhul Sfânt și eu nu sunt parte în niciun fel a lucrării acesteia Duhului Sfânt în adunare. Fiecăruia îi se dă. Fiecăruia îi se dă. Arătarea Duhului spre folosul altora. Eu primesc un dar de la Duhul Sfânt, dar nu pentru mine. Nu să mă laud cu el, nu să ies în evidență, nu să ies în față, nu să primesc cuvânt din partea fraților, să se uite ce o să spun. Darul acesta este spre folosul bisericii, a altora. Și apoi enumeră darul. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. E un dar. Altuia să vorbească despre cunoștință. E un dar. Datorită aceluiași Duh. Altuia credința. E darul credinței. Noi toți avem credință în Dumnezeu. Că spune cuvântul lui Dumnezeu, fără credință, e cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. O măsură de credință o avem toți. Dar sunt oameni care primesc darul credinței. Și omul acela poate să creadă ceea ce eu n-aș putea să cred. Dar el este echipat cu darul acesta al credinței, prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor, prin același Duh.
altuia puterea să facă minune, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia feluri de limbi și altuia tâlmăcirea limbilor. Ascultați! Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte. Revine cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, Duhul Sfânt, dă fiecăruia în parte. Cum voiești? Slăvit să fie Domnul. Sigur că noi avem preferințele noastre. Eu aș vrea să primesc darul ăsta, altul ar vrea să primească darul ăla. Dar cel ce cântărește toate lucrurile și știe dacă pot să administrez, să pun în negoț, să lucrez cu darul pe care eu mi l-aș dori, este Duhul Sfânt. Și la urma urmei, El împarte darurile Duhului Sfânt, dar nu cum vrem. Biblia spune cum vrea El. Slăvit să fie Dumnezeu. Cele două, darurile și roada, nu se pot despărți. Ele trebuie să existe împreună în viața credinciosului. Deci nu se poate un om să aibă o trăire mizerabilă și apoi să vină să prorocească. Trebuie să aibă roadă. Și asta găsim în Biblie. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu trebuie respectat. Și hai să vedem asemănările dintre daruri și roadă. Că nu e același lucru. Sursa lor este Duhul Sfânt. Amen. Și la daruri și la roadă, acolo e o lucrare a Duhului Sfânt. Asta se, cu asta se aseamănă una cu cealaltă. Scopul amândurora este zidirea sufletească. Și darurile sunt date în adunare pentru zidirea bisericii. Și roada spirituală, care este dragostea, și de acolo atâtea lucruri care derivă din ea, sunt tot spre zidire sufletească. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 7. Vorbim de daruri. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Darurile sunt date pentru zidire sufletească. Roada de asemenea. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 1. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință. Dar cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. Dacă este dragoste, dacă este partea aceasta, natura aceasta a rodei, aduce zidire. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ambele lucrări ale Duhului Sfânt se pot perfecționa. Fiecare dar are, sau frate sau soră, are ezitări la început în lucrarea aceasta. Dar în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, citim așa. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Slava Domnului! Și suntem schimbați în același chip al Lui. Un proces continuu în care suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, cum? Prin Duhul Domnului. Duhul Sfânt lucrează în noi regenerare, schimbare. Și trebuie, așa trebuie să fie, frați și surori, și să ne dorim. Să fim mai pocăiți ca ieri. Și mâine să fim mai pocăiți ca astăzi. Și atunci, poate fi adevărat ce spunea Apostolul Ioan, să sporească sănătatea voastră, cum sporește și sufletul vostru. Altfel ar fi un blestem pentru noi, nu? Deci dacă noi creștem spiritual, duhovnicește, înaintea lui Dumnezeu, atunci Biblia spune, sau urarea aceasta este valabilă, să fii sănătos și în trup. Pentru că e sănătos spiritual, în duh. Apoi, deosebirile între roadă și dar.
Roada este rezultatul locuirii Duhului Sfânt în credincios. Dacă avem pe Duhul Sfânt în noi, vom face roadă. Un om care este firesc nu poate și nu are cum să rodească roada Duhului Sfânt. Sunteți de acord? Voi toți știți ce înseamnă să ai un butuc de pom care este sălbatic, aduci un păr sălbatic și dacă le să crească, el face roadă sălbatică. Dar dacă este tăiat și este altoit în butucul acela, în lăstare de păr bun, așa cum numește și Biblia, el va face pere bune, nu sălbatice. E adevărat lucrul acesta. Noi am fost altoiți în Hristos. Noi, în firea noastră pământească, nu aveam cum rodi roadele Duhului Sfânt. Nu aveam cum. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a altoit și pe noi în butuc. Slăvit să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. Este rezultatul Duhului Sfânt în noi. Darurile sunt rezultatul împuternicirii Duhului. Deci Duhul Sfânt lucrează printr-un dar care l-a dat unui credincios. De aceea vreau să vă spun că dacă ne-am întoarce în Matei, în capitolul 7, versetul 21, haideți să fiu mai bine înțeles. Aici vorbește despre casa zidită pe stâncă. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Sau cu alte cuvinte, doar cel care rodește prin Duhul Sfânt. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am avut noi darul. Am avut darul prorociei și am prorocit. N-am scos noi, dragii, numele Tău? Păi asta e o mare minune. Ar fugi oamenii și din biserici după oameni de felul acesta să-i vadă în acțiuni. Și n-am făcut noi multe, frați și surori, ci din Biblia. Multe minuni în numele Tău. N-am făcut multe. Știți cui spuneau lucrurile acestea? Domnului. Și nu zic Domnul. Nu-i adevărat. N-ați prorocit. Vedeți undeva că-s contrazici? Ați făcut multe minuni. Dar ascultați versetul 23, rezultatul. Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Frașii zurori, un om cu darul poate să aducă o prorocie, o descoperire și omul acela să aibă roada Duhului Sfânt în el. Și mă bazez și pe ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus ca un semnal de alarmă pentru biserică. Zice, mulți vor veni și vor proroci. Vor fi proroci mincinoși. Să nu vă duceți după ei. Păi cum o să-i cunoaștem, Doamne? După rău. Nu ăsta e semnul pe care Domnul o da. Uitați-vă la roadele lor. Că un om care prorocește prin Duhul Sfânt a primit darul acesta, trebuie să aibă roada Duhului Sfânt în el. Și dacă ne-am uitat la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și imediat o să ne uităm în Evanghelii, acolo spune clar Dumnezeu că nu se poate un pom sălbatic să facă roadă bună, pe când niciun om rod un pom bun să facă roadă rea. Nu se poate. Dumnezeu, apoi o altă diferență între cele două. Dumnezeu nu cere ca toți creștinii să aibă toate darurile. Dar
Distribuirea darurilor este lucrarea Duhului Sfânt și credincioșii trebuie să manifeste întotdeauna roada Duhului Sfânt. La daruri nu suntem obligați să avem darurile toate. Acolo ne dă Duhul Sfânt cum voiește. Dar la rodă este obligatoriu. Asta e marea diferență. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 31. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Capitolul 14, versetul 1. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Suntem îndemnați și Dumnezeu ne spune prețuiți darurile Duhului Sfânt. Umblați după ele, dar niciunde în Biblie nu scrie dacă nu ai darul prorociei, tu nu poți să intri în cer. Dar în ceea ce privește roda, cu siguranță suntem condiționați. N-avem cum să fim în împărăția lui Dumnezeu și să nu robim. Haideți să ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 11. Darurile, am spus, că nu se cere toate darurile să le avem. Și vie. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Deci, roada Duhului Sfânt trebuie să avem permanent în noi. Dar darul, și aici face o mare greșeală. Ai darul prorociei. Te cheamă cineva în adunare. Tu prorocești, că de-aia te-o chemat frața tu. Dar Biblia nu așa spune. Ca aici, cite mai, toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Păi da, dacă Dumnezeu nu vrea să vorbească în programul ăsta care l-am făcut noi, prin proroc, păi să nu fie o dezamăgire, o lucrare generală, măcar să se spună. Și asta e rău. Am văzut oameni care spun, vorbește măi în alte limbi, vorbește în limbi. Dar ce asta e la comandă? Apeși pe buton? Când vine Duhul Sfânt și se coboară ploaia în adunare, atunci vorbește în alte limbi, că îți dă Duhul Sfânt să vorbești. Când Dumnezeu hotărăște să dea o lucrare, o prorocie, atunci prorocul deschide gura și prorocește din partea lui Dumnezeu. Asta nu e la comandă. Și dacă tot am ajuns aici, vreau să vă spun că am primit o lucrare prin Duhul Sfânt pentru biserică luni seara. Poate unii știu, am dus albinele la Fodora și frații au insistat și a spus, frate, era de seara, avem o seară specială de rugăciune, am chemat și proroci și ar fi tare bine dacă ai venit. Măi, eu am venit să lucru la bine. Luni eram acolo la lucru, zic, oricum nu pot să-mi termin munca. Și eu insista de mine și spune, te rugăm să rămâi la adunare. Sigur că m-a avut haine decente cu care m-am dus în adunare. M-am schimbat la lucru și așa. Și am primit o lucrare pentru biserica din Jac. Și lucrarea aș putea să vă pun înregistrată sau vă pot să vă spun așa. Dumnezeu a zis că diavolul a făcut, a ticluit un plan împotriva acestei biserici. Și spunea, va arunca momeli. Și cei ce vor prinde momelile pe care diavolul le aruncă, vor fi prinși în mreajă. Și nu va fi chip de scăpat. Și o să duce și dă semnalul acesta în adunare. Și Dumnezeu ne cere să ne rugăm și să fim vegheatori, fraților. Să nu ne aruncăm în mreaja celui rău. Că de aia sunt prorociile, fraților. Dumnezeu, prin prorocie, noi, cum să spun, la noi se interpretează, vorbind pe întreg biserică penticostală, că prorocia ar fi să ne descopere nouă lucrurile noastre.
noastre personale. Vreau să știu asta, vreau să știu asta. Și atunci Dumnezeu pune prorocul la dispoziția noastră să ne tot spună ce se va întâmpla. Dar e de mare importanță Dumnezeu să descoperi și să spună: diavolul a făcut un plan împotriva casei tale, împotriva bisericii acesteia. Și să spună: uite cum se vor întâmpla lucrurile. De aceea și ei s-au întâlnit luni seara, că spuneau că n-au program, dar le-a vorbit Dumnezeu printr-un alt proroc duminică și luni au stat toți în post, în rugăciune, și s-a făcut rugăciune la biserică și a spus: trebuie să continuăm cu aceasta, pentru că diavolul are planuri împotriva Bisericii lui Hristos, frații și surori. Iar adversarul nostru, cel mai puternic, se luptă și se războiește cu biserica. Doamne, apără Tu biserica ta, că El are putere să o facă, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi, roada Duhului Sfânt înseamnă că Duhul Sfânt este sursa roadei. Și am spus mai înainte și întăresc, prin faptul că nu poți să rodești roada Duhului Sfânt dacă nu l-ai pe Duhul Sfânt. Iisus în ultimul Său discurs a vorbit pe larg de rodă în Ioan 15, de la versetul 1 la 17. Și aici vorbim despre Iisus vița. Și e foarte important să ne uităm aici, frații și surori, să nu credem că putem să avem roada Duhului Sfânt și noi să fim despărțiți de Hristos. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă. Roada este obligatorie. Dacă n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Ați înțeles planul lui Dumnezeu? El nu se mulțumește cu puțin. El face tot ce e posibil să aduce mai multă roadă. Și apoi spune versetul 4: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum lădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Trebuie să rămânem în Hristos, fraților, obligatoriu. Fără butuc, noi ca mlădiță suntem nimic. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Versetul 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămână în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă. Ce frumos! Prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel, sau în felul acesta, ucenicii mei. Dacă aduceți multă roadă, nu se poate. Oamenii se laudă. Și noi slujim pe Dumnezeu. Și noi credem în Trinitate. Și noi credem. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel, sau în felul acesta, ucenicii mei. 10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Slăvit să fie Dumnezeu. Ne cere Dumnezeu să rămânem în butuc, să rămânem în Hristos. Și în felul acesta vom aduce rod. Iisus a vorbit despre venirea Duhului Sfânt și nu mă opresc la aceste pasaje. Pasaje care abordează subiectul rodei. Aș vrea să vă mai citesc câteva. De prorocii mincinoși v-am citit din Matei 7, de la 15 la 23, când finalul va fi tragic. Vă spun că nu vă cunosc. Pentru că ați fost lucrători ai fără de legii. Voi n-ați avut în voi roada Duhului Sfânt. Luca 6, 43 la 45 vorbește despre pomul și roada. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea. Și niciun pom rău care să facă roadă bună. Nu poate fi o confuzie.
Căci orice om se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spin, nici nu se culeg strugul din mărăcie. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea inima lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Se vede și în afară, prin exprimare, prin vorbire. Poate ați auzit și dumneavoastră că sunt oameni și chiar de-ai noștri mai toleranți și care spun, nu-i pocăit, dar e inimă. E bun, așa, e sufletist. Spun, e sufletist. Biblia nu spune așa. Apoi în Romani 6, de la 19 la 22. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești, după cum în primare v-ați făcut mădurare voastre rob, bei ale necurăției și fără de legii, odinioară, atunci când erați fără Hristos. Așa că să vă săvârșați fără de legea, tot așa cum trebuie să vă faceți mădularele voastre robe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați rob, ai păcatul, era slobos față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe ai lui Dumnezeu, aveți ca rob sfințirea, iar ca sfârșit se schimbă destinația. Viața veșnică. Doamne, dăruiește-ne tuturora viața veșnică. Efeseni 5 cu 9. Un verset. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Roada luminii. Și Iisus Hristos o spus, eu sunt lumina. Roada luminii stă în bunătate, neprihănire și în adevăr. Filipeni 1 cu 9 la 11. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, ca să fiți curați și să nu vă potiniți până în ziua venirii lui Hristos. Plin de roada neprihănirii. Cum? Prin Iisus Hristos. Spre slava și lauda lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi vorbim despre condus de Duhul sau a umbla prin Duhul. Aici vorbim practic, frați și sorori, că dacă am face numai teorie sau teologie care să nu ne folosească la nimic, dar noi vrem să transmitem mesajul acesta practic pe care Dumnezeu ni-l cere. Ce înseamnă lucrul acesta? A trăi în greacă, acest cuvânt se referă la activitatea picioarelor. Condus de Duhul sau a umbla prin Duhul. Și aici mulți au probleme, frați și sorori. Că poate picioarele pe unde n-ar trebui să mă. Când te călăuzește Duhul Sfânt, nu te poți duce la discotecă dacă ești tânăr din adunare. E adevărat? Dacă te călăuzește Duhul Sfânt, nu te poți duce la o nuntă cu necredincioșii unde e muzică populară sau manele. Te poți duce. Nici vorbă. Așa e că Duhul Sfânt nu te duce acolo. În Romani, capitolul 8, versetul 14, citim așa, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să fim chemați de Dumnezeu la un comportament diferit de cei din afară. Pentru că suntem schimbați, suntem o făptură nouă. Galateni, capitolul 5, versetul 16 și apoi 18, citim așa. Zita! Umblați, cârmuiți de Duhul și nu primiți poftele firii pământești. Aici îți două laturi, frați și surori. Urmați, umblați cârmuiți de Duhul sau împliniți poftele firii pământești. Firea pământească te duce la lucrurile pământești. Pe când Duhul Sfânt te duce la ceva divin, spiritual, duhovnicesc.
Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Ne-a scos Dumnezeu, e sub lege. Ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Romanii, capitolul 6, versetul 4. Comportamentul nostru. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi, să trăim o viață nouă. Doamne, ajută-ne la fiecare în sensul acesta. Efeseni, capitolul 4, primele 3 versete. Vă sfătuiesc, deci, eu cel îndemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Doamne, dă biruință bisericii și în sensul acesta. Galatei, capitolul 5, versetul 25. Suntem chemați să ținem pasul cu Duhul Sfânt, să-L urmăm. Să fim de acord cu călăuzirea Lui. Zice, dacă trăim în Duh. Și ne lăudăm că noi trăim în Duh. Să și umblăm prin Duh. Să dovedim lucrul acesta. Când e declarat, noi putem să spunem că suntem oameni spirituali, oameni duhovnicești. Dar cuvântul Domnului spune, dacă trăim în Duhul, să și umblăm în acțiunile noastre prin Duh. Sfânta lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne. În Galatei, capitolul 6, versetul 16. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu, să fie pace și îndurare. Și salut frumos! Pentru toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, să fie pace și îndurare de la Dumnezeu. Important. Slăvit să fie Dumnezeu. Filipeni 3 cu 16. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, acțiune. Să umblăm la fel. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Biblia spune că în momentul acesta cunoaștem în parte. Dar acest în parte se va termina când va veni Hristos Domnul. Și atunci îl vom cunoaște în splendoarea Lui și vom ști toate lucrurile. Până atunci ni s-a dat cât trebuie să cunoaștem. Un om spiritual sau înseamnă matur în credință. Nu se referă neapărat la darurile Duhului Sfânt, ci la o trăire după voia Lui Dumnezeu. Unii vrem să pară spirituali așa, de față cu oameni. Dar om matur spiritual și în credință se vede dacă are roada Duhului Sfânt în el și trăirea lui după voia lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12 și 13 și apoi 15, citim așa. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. Ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. E o diferență între înțelepciunea lumii și înțelepciunea care o primim. E la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Versetul 15. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Am văzut și pe rețelele de socializare tot felul de podcasturi în care oameni, e lume, analizează acum mai nou lucrurile din biserici. E la pocăiți. Și aici Biblia spune un om firesc. N-are eu ce să intre în lucrarea aceasta duhovnicească, spirituală a lui Dumnezeu. Și au vizualizări la greu. Tot ce se întâmplă rău prin biserici, s-aduc acolo. Și
niște femei ferească Dumnezeu. Să apucă să analizeze păstorii, cântările, predicile, lucrarea Duhului Sfânt, vorbirea Evangheliei. Nu-ți vine să crezi în Dumnezeu. Așa da peste ei, nu-i caut, nici nu vreau să-i văd. Dar Biblia spune clar, un om duhovnicesc, el poate să judece și lucrurile duhovnice și lucrurile ale firești. El poate. Dar e lumina de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. Pe când un om firesc are limita aceasta, care poate să judece lucrurile ale firești, lumești, dar cele duhovnicești nu le pricepe. Pentru noi, propovăduirea crucii sau a Evangheliei, puterea lui Dumnezeu, spune Biblia. Și pentru cei din afară, tot așa. E o nebunie. Deci asta e o nebunie, ce credeți voi? În Galateni, capitolul 6, versetul 1, mai citim versetul acesta, fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești. Și pe asta se pune accentul, să fim oameni duhovnicești, să avem roata Duhului Sfânt în noi. Să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine în sus, ca să nu fii ispitit și tu. Trebuie să fim veghiatori. Veghiatori. În 1 Corinteni, capitolul 13. Aici vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre dragoste. Și atât de importantă este dragostea. Și ascultați că aici probabil unii vor înțelege mai bine diferența dintre daruri și roade. Rămâi uimit ce citești aici. Zice, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, ai darul vorbirii în alte limbi. Și n-aș avea dragoste, care este rog, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângălitor. Mai departe, mai departe. Chiar dacă aș avea darul prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să munții munții și n-aș avea dragoste, roda, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie as și n-aș avea dragoste, roda, nu-mi folosește la nimic. Și apoi arată dragostea, e excepțională și mă rog Dumnezeu să ne dăruiască toate aceste caracteristici ale dragostei să le reverse peste adunare. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă. Dragostea nu se umflă de mândrie. Dragostea nu se poartă necuvincios. Dragostea nu caută folosul ei. Dragostea nu se mânie. Dragostea nu se gândește la rău. Dragostea nu se bucură de nelegiuire. Dragostea se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, supere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Și ascultați, prorociile se vor sfârși. Când suntem în Împărăția lui Dumnezeu, nu ne mai crede nici proroci, nici predicator. Acolo ne vom folosi de cântăreți. Domnul să-i binecuvinteze. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința se va sfârși. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când se va arăta ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Versetul 13. Acum, dar, rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Și ascultați cum pune ordinea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Credința am avut-o când am pornit pe calea pocăinței. Și o avem și acum. Și apoi noi acum suntem cu nădejde. Noi avem nădejde că Dumnezeu ne-a promis o împărăție. Dar între credință și nădejde, cea mai mare care ne călăuzește viața și trăirea este dragostea. Și repet, dragostea este Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul!